Nu, nu sunt imagini din Piatra Neamț de la începutul anilor 90, când orașul se prezenta ca după bombardament. Sunt imagini din Piatra Neamț de la începutul anului 2022, în binecuvântatea zi de 5 ianuarie. După cum puteți vedea, șoseaua este o adevărată capcană pentru șoferii care trec pe aici și o adevărată binecuvântare pentru proprietarii de servisuri. Bravo, filmează! Uite ce drum de-a făcut! E tot strâmbat până la izboare! Cineva a turnat pământ peste gropi, l-a tasat cumva aproximativ, a venit zăpada, s-a topit și drumul arată așa cum îl vedeți. Curiozitatea ne-a îndemnat să-l sunăm pe managerul de la troleibuzul SA ca să îl întrebăm în ce condiții circulă pe zona respectivă. Răspunsul lui a fost senzațional. S-au distrus 3 autobuze până acum. În schimb, poliția este la datorie, trece prin zonă și consemnează probabil că drumul nu este practicabil.